Bună ziua și bun găsit! Sunt Magda Axinte și vă dau o nouă întâlnire în punctul zero. V-am pregătit pentru astăzi o ediție cu un subiect foarte important, care va fi dezbătut și în ediția viitoare. Este vorba despre moștenirea spirituală a României, cu doi invitați care sigur vă vor bucura sufletul. Oreste Teodorescu și Doru Bem. După interviu continuăm cu rubrica Nutriția terapeutică, în care vă voi prezenta multiplele efecte vindecătoare ale cimbrișorului asupra sănătății noastre. Iar terapia prin lectură va aduce în atenție o carte publicată la editura Adevăr Divin, Frecvența, puterea vibrației personale. Să începem așadar cu interviul emisiunii. Ne întâlnim în punctul zero cu doi prieteni dragi emisiunii, Oreste Teodorescu și Doru Bem. Bun venit! Bine v-am găsit! Am pornit primul sezon împreună și mă bucur să ne întâlnim și în al doilea sezon. Bine ați venit la Iași! Să rămână! Să rămână! Și tu, există și un proverb, erare humanum est, perseverare diabolicum, așa că ai grijă de câte ori ne mai inviți. Cu fiecare ocazie este o plăcere. Nu numai pentru mine, în mod sigur și pentru telespectatori. Doamnește! Vreau să abordăm un subiect care vă preocupă de mult timp și acum, în mod oficial, ați preluat această inițiativă și rol de a merge prin țară cu o conferință, Moștenirea spirituală a României. Este foarte important demersul acesta din foarte multe puncte de vedere și e un moment, cred eu, propice. Dar, pentru început, să vedem de ce este important să ne cunoaștem această moștenire, de ce este important să ne cunoaștem rădăcinile. Păi, în primul rând, pentru că de acolo ne hrănim ființa. E foarte ușor de observat astăzi, de către toată lumea, că ne mișcăm destul de haotic noi românii, ca și cum am fi eviscerați așa, știi? Din păcate, ne-am dezrădăcinat. Noi nu ne mai hrănim cu valorile veșnic vii pe care neamul nostru a fost foarte preocupat să ni le lase. Pentru că aici e taina neamului nostru. Până la noi, toate generațiile s-au sacrificat pentru cei care să vină și să trăiască într-o lume mai bună. Noi tocmai patrimoniul ăsta, fluviul ăsta de energie, nu ne mai adăpăm cu el pentru că suntem preocupați de cu totul și cu totul altceva, de lucruri care sunt sclipitoare, arată bine, sunt împachetate bine, dar în spatele cărora nu se află nimic viu. Este doar un ambalaj. Și seduși de ambalajul ăsta, noi am uitat ce menire avem și noi ca popor. Fiecare popor cântă la un instrument muzical în marea orchestră asta planetară. Asta și înseamnă globalizare. Să găsim fiecare dintre neamuri o partitură foarte personală pe care să o particularizăm cu harul și cu talentul nostru și să contribuim nu la marea familie numită om. Nemții cântă la ceva, britanicii cântă la ceva, italienii cântă la ceva, francezii cântă la ceva. Aveam și noi un țambal așa, între ghilimelele de rigoare, care venea cu un plus de farmec și de vitalitate, de energie, de comunicare. Noi suntem poate cel mai vechi popor șamano-sacerdotal din Europa. Toată moștenirea strămoșească până la cea țărănească, până chiar în generația bunicilor sau părinților noștri s-a transmis această minunată posibilitate a omului de a vorbi cu tot ceea ce este viu în jurul său. Codru este fratele cel mai bun al românului, râurile au povestea lor, pădurile, munții, iarba, vietățile, toate astea fac parte din decorul lui Dumnezeu, iar omul, cu precădere românul, a fost lăsat aici cumva să păzească această tradiție și să o transmită ca un bun povestitor ce este mai departe celorlaltor neamuri. Din fericire s-au păstrat și sunt puține generații care nu au dus mai departe această înțelepciune a poporului. Aș putea să spun cam două, trei generații, poate. Încă mai găsim la țară înțelepți și oameni care mai au ceva de transmis celor tineri. Din păcate, mulți au plecat de acolo.
Dar chiar dacă vrem, chiar dacă nu vrem, această, după cum înțeleg eu, această bogăție a spiritului românesc, noi o avem în noi, nu? În codul nostru genetic. Noi avem toată informația. Este. Doar... Uite că tu ai făcut o remarcă foarte bună. Atunci omul cu cât intră în iluzia asta emancipării, cu atât mai mult iese din paradigma asta a propriei dumnezeități. Iese foarte mult din credință, din esență. Îi se pare că chestiunea asta devine o chestiune pentru un om primitiv. Credința, credința în Dumnezeu. Și atunci asta se pierde. Pentru că românul a avut talentul și de-aia au rămas cei de pe la țară, bunicii și bătrânii înțelepții, că au rămas la țară. Înțelepții e mai complicat pe la oraș să-i găsești. Pentru că românul a avut permanent o capacitate fantastică de a integra fiecare element din viață în credință. Noi de asta suntem particulari și speciali. Zicea un prieten de-al meu, un călugăr care a venit la mine în urmă cu câteva săptămâni, o chestiune care m-a așa amuzat. Zice, domne, acum, zice, noi tinerii creștini, zice, suntem în creștinismul ăsta ca în autobuz, foarte grăbiți, în aglomerație. Zice, domne, bunicii noștri erau liniștiți, nu se grăbeau nicăieri. Făceau cozonacul cu crucea, firesc, normal, cum bagi lingura în gură. Se duceau, făceau, puneau o troiță în poiană, în curte, în grădină, natural, dintr-o naturalețe transmisă. Nu dintr-o interpretare ezoterico-spirituală, nu știu cum, nu dintr-o greutate a unei înțelegeri superioare, nu. Erau niște chestii care izvorau lăuntric. Problema este că te vezi în postura în care te chinuiești să-i explici acum în 2013 unui român despre calitățile pe care le are un român, care existau totuși și până la Revoluție. Faptul că oriunde te duceai și spunea omul totul pe masă și omul era cald cu tine și vorbea și petrecea cu tine. Exista o legătură între oameni extraordinară, care după Revoluție și în perioada comunismului asta s-a diluat foarte tare, da. A început treptat să dispară. Deci problema nu e că noi avem o moștenire spirituală într-o cunoaștere de asta magică. Avem și asta. Dar mai mult decât atât, noi avem o calitate genetică esențială a noastră, care înseamnă blândețe, care înseamnă căldură, care înseamnă în primul și în primul rând dragoste de Dumnezeu. Din dragostea de Dumnezeu vine dragostea de patrie, din dragostea de Dumnezeu vine dragostea de familie, din dragostea de Dumnezeu vine dragostea de om. Nu din altceva. Pentru că dacă rămâne doar dragoste de patrie fără dragoste de Dumnezeu, se transformă într-un fundamentalism, într-un naționalism extremist foarte prost înțeles. Avem chiar un exemplu destul de recent al unui naționalism împins într-o extremă desacralizată cu frații noștri sârbi, tot ortodoxi și ei, dar care imediat după 1990 au căzut într-o logică strâmbă a unui naționalism ideologic, genetic, ereditar. Toate acestea, până la urmă, fără Dumnezeu, nu te conduc către bunăstare spirituală și către armonie, ci dimpotrivă, te separă și mai mult de ceilalți și îți creează așa o falsă autoritate spirituală. Noi am mai traversat în perioada interbelică câteva curente de extremă din asta, sper exact. Să nu le mai refacem. Asta e foarte important să înțelegem, că noi beneficiem de o dublă moștenire, de o moștenire spirituală foarte bogată, dar și de o moștenire concretă, patrimonială. Țara noastră nu este deloc o țară săracă, poate are oameni săraci, dar țara este o țară foarte bogată. Mai importantă decât resursele naturale, zăcămintele astea prețioase, care par să-i fi stârnit pe unii atât de tare încât încearcă prin tot felul de mijloace de a ne secătui cumva și de patrimoniul de la Roșia Montană și de resursele naturale, cum ar fi gazele de șist și așa mai departe. Sau apa. Dar dincolo de asta, ceea ce este foarte important și cam de aici ar trebui să începem prin a ne redobândi stima de sine și stima față de neamul din care facem parte. Toate se leagă de această moștenire duhovnicească. Noi, în peisajul chiar creștin, suntem aparte cumva, pentru că relația românului cu Dumnezeu nu este o relație nici ritualică, nici distantă,
nici foarte somptoasă, cum e de exemplu la catolici. Nu este nicio relație atât de personală și de egocentrică, cum este la protestanți. Este mai degrabă o relație fraternă. Noi suntem mai importanți decât eu. Asta a fost una dintre trăsăturile fundamentale ale moștenirii noastre strămoșești, și anume cultivarea acestui pronume comun. Vezi, în momentul în care noi ne raportăm la această mândrie de a fi români, la această demnitate pe care Dumnezeu ne-a dat-o să locuim în aceste teritorii, noi nu înțelegem prin asta că suntem un popor ales sau că Dumnezeu a considerat că printre alții noi avem niște capacități de a-L găzdui pe El mai mult decât alte popoare. Nu, nouă ne-a dat această capacitate de a înțelege că eu fără ceilalți sunt doar o iluzie. Nu este suficient în relația cu Dumnezeu să mă particularizez eu cu El, să mă disociez de tot ceea ce este în jur, să consider, nu ca în alte doctrine ezoterice, că totul este o iluzie și doar realitatea mea lăuntrică este cea care mă fixează cu Dumnezeu. Nu, noi am moștenit de la neamurile noastre faptul că tot ceea ce este viu face parte din decorul lui Dumnezeu dat nou pentru devenirea noastră. Și uite, noi în iconografia noastră naivă, în pictura naivă, în pictura țărănească, chiar în colindele noastre, chiar în bazmele noastre, chiar în toate povestirile astea de la gură la gură pe care de-a lungul generațiilor noi ni le transmitem, integrează, cum spunea Doru foarte bine, în spiritualitate și văcuța, și cuptorul în care se face pâine, și ciorbica pe care o mestecă gospodina acolo, și tăiatul lemnelor de dimineață pe care gospodarul trebuie să o facă, pentru că, alminte, da, viața nu funcționează. Și asta este interesant și cu asta ar trebui noi să ne mândrim. Nu neapărat că suntem născuți într-o țară foarte bogată sau într-un popor alb, arianic, așa. Nu, astea sunt iluzii. Cred că noi ar trebui să ne mândrim cu această apartenență la o spiritualitate vie, foarte simplă, foarte ușoară. Vezi, cu cât te depărtezi mai mult de Dumnezeu, cu atât ți se pare că e foarte complicat să mai vorbești cu El. Ai nevoie de un ritual foarte sofisticat în care niște 20 de preoți să tămâieze într-un anume sens și să facă niște lucruri pe care omul nici măcar nu le mai înțelege acum. Adică totul pare foarte important, foarte spectaculos, foarte distant, așa, adică cu mult blocaj se apropie lumea occidentală de Dumnezeu, pentru că îl plasează foarte în afara lor. Noi asta am învățat de la neamul nostru, că Dumnezeu este simplu, este ca un fecior. Noi de la Zamol se încoace știm că Dumnezeu se întrupează pe pământ, că vine, locuiește alături de om. Noi chiar în tradiția noastră populară spunem că Dumnezeu, când vine să învețe neamurile, vine ca un bătrân. Dar când vine să învețe pe oameni personal comunicarea asta cu viul, vine ca un fecior. Și iată că românul a știut dintotdeauna că atât Tatăl cât și Fiul, care se manifestă pe pământ, vezi Iahve din Vechiul Testament care vorbește cu Moise, vezi pe Iisus care vine și se întrupează ca și cuvânt al lui Dumnezeu printre oameni. E, la noi, prin Zamolse care îl prefigurează pe Iisus, noi avem ambele ipostasuri. Și pe bătrânul cu barba albă care vine, coboară dintr-un munte sacru și dă legea poporului, și ăsta este Tatăl, ilustrat frumos de bătrânul Zamose, dar noi îl avem și pe tânărul fecior, care are o relație mult mai personală cu omul. Și asta este ipostaza lui Hristos. E foarte bogată și vie moștenirea noastră. Păcat, e un Moise al nostru, am putea spune. Păcat că noi am înlocuit cumva tot patrimoniul ăsta transmis oral dintr-o generație în alta cu un set de valori la care ne raportăm astăzi și care nu ne produce satisfacție. Noi uităm, am putea spune că am moștenit o conștiință unității? Pentru că acum este la modă și e așa ca o mare descoperire această unitate și că toți suntem unul și o dizarmonie a unui grup perturbă practic întregul, nu? Păi, treaba asta cu unitatea este corectă. Unitatea ține de Dumnezeu. Numai că dacă o luăm, și așa o luăm, că așa suntem creștini și o luăm creștinește, dracu are și el o tehnică foarte iscusită și foarte simplă. De fiecare în dată. În același timp.
Și atunci lucrează cu materialul clientului. Lucrează cu materialul clientului, dar are tehnicile lui verificate de când a apărut omul pe pământ, care țin la om. Și atunci tehnica lui e așa. Când omul se duce într-o depresie, spre exemplu, sau se duce într-o necază, într-o problemă lăuntrică, întunecatul vine și te trage și mai jos. După aia vine duhovnicul și te trage la suprafață, te trage în sus. Vine dracul și te trage și mai sus. După aia tu încerci, vine duhovnicul să te tragă iar în jos, să fii la linia de echilibru. Vine dracul și te trage și mai jos după aia. Și uite așa tot timpul fluctuezi. La fel se întâmplă și cu unitatea. Înțelege omul că e vorba de unitate, că e rost de unitate, că unitatea într-adevăr duce către Dumnezeu, că într-adevăr nu e vorba de un Dumnezeu al meu personal, ci e vorba de Dumnezeul nostru, că pe noi toți ne-a făcut. Nu sunt 6 miliarde de Dumnezei făcuți, nu? Și atunci evident că în momentul în care omul ajunge din nou la o idee care să-l coaguleze într-un sens spiritual, partea mecanică, cealaltă întunecată, vine din potrivă să exacerbeze acel lucru, în cazul ăsta unitatea. Și atunci exacerbând acest lucru, unitatea, evident că ea începe să fie înțeleasă atât de prost încât ea nu mai e unitate. Încât toți, de fapt, se dezmembrează din această unitate. Se întâmplă foarte multe acum. Chiar aș vrea să vorbim puțin și de Roșia Montană, dar dintr-o altă perspectivă. Ceea ce se observă în stradă e un aspect. Dar dincolo de asta, observăm o generație care provine dintr-o altă generație care poate nu considera la fel lucrurile. Nu vin, să spunem, din cei care deja sunt la oraș, rupți de rădăcinile lor, obișnuiți să gândească poate mai științific lucrurile, mai pragmatic. Și totuși acești copii, pentru că sunt foarte mulți tineri, au hotărât să iasă în stradă. Și dincolo de mesajul acesta, Roșia Montană, e de fapt altceva acolo. Ce credeți că ar fi de fapt? Pentru că e un pretext, Roșia Montană, un pretext bun. Tu ce crezi, Dor? Eu cred că e un strigăt, în primul și în primul rând, al sufletului. Vezi că omul are, românul mai ales, el are așa o capacitate de asta fantastică de a duce greu. Da. Duce mult, greu românul, mai mult decât oricare alt popor, sute cred. De ani, cu exact. Greutate, cu pârjoliți, cu fântâni adică secate. Adică suportăm sărăcia, cu suportăm travă, umilința. Cu, da, tot, până la suflet, până la Dumnezeu, până la tot ce mișcă în țara asta, râul, ramul, mie prieten, numai mie. Iar ție dușman ți este dacă ai venit și cu intenții proaste. Ce au atins ei aici? Prin... Problema este că românul se trezește probabil cum se trezește mârțoaga aia pricăjită de acolo din harap alb, da? Când ia acolo o gură de jeratec și se înalță până în cer, cam așa probabil că se comportă și probabil că Ion Creangă a intuit foarte bine chestiunea. Asta probabil că acum e momentul de jeratec, adică s-au tăiat salarii, s-au tăiat astea, au fost disponibilizări, au fost nenorociri, românul le-a dus pe toate fără niciun fel de problemă, n-au ieșit în stradă, chiar cei de pe la fel și fel de televiziuni erau chiar revoltați. Uite, domne, cum adică s-au strâns doar 200, doar 1000 de oameni acceptă în stradă? Adică noi toți ne chinuim să scoatem oamenii în stradă și uite, păi da, vrei să-i scoți în stradă, lucrează cu Dumnezeu, că aici așa e cu poporul ăsta. Și atunci când poporul a fost atacat în inimă, atunci când poporul va fi atacat în resurse, adică unde? În pântecele lui. Pântecele alea strigă. Mai ales că pântecele astea ale noastre au fost protejate și ținute așa ca un Dumnezeu de toți strămoșii noștri, nu pentru ei, ci pentru cei care urmează permanent. Că Ștefan de aici zicea, nu, Moldova nu e a mea, ci a urmașilor voștri. Nu? E, deci tot neamul ăla care există în jurul nostru și care spiritualicește s-a dedicat pentru noi, el freamătă undeva. Când dacii ieșeau la luptă cu acel lup, un cu cap de pește sau de dragon, depinde cum era reprezentat, ăla șuiera și se spune că producea groază. El era un totem, un obiect șamanic de invocare, spre exemplu, a puterii strămoșești, a duhurilor strămoșești la luptă. Dar nu era o chemare de agresivitate, ci era o chemare pentru apărare, că noi niciodată nu ne-am dus să-i cucerim pe alții, ci doar să ne apărăm. Deci ne chemam neamurile să ne apărăm țara. Conștient se întâmplă asta.
Acum se întâmplă, probabil și la un nivel inconștient. Asta nu înțeleg conducătorii. Probabil aici cred că e vorba de o mistică naivă, de o prostie. Nu, e vorba de o realitate. Neamul tău e la capul tău când mori. Așa cum și neamul unei țări e la capătul țării dacă e pe moarte. Și atunci e vorba de un război vizibil cu unul din invizibil, să-i spunem. Și atunci lucrurile astea se răsfâng unde? În duh, asupra duhului. Că despre lumea duhurilor vorbim, de fapt. Și atunci lucrurile încep să se topească ca lava și să comporte niște schimbări. Pe care dacă conducătorii noștri nu le înțeleg, probabil că ele se vor amplifica. Dacă nu înțeleg dragostea de țară, dacă nu înțeleg dragostea de Dumnezeu și de țară. Vorbeam mai de dimineață, nu? Juri pentru ce? Pentru propășirea spirituală, mai întâi și întâi, și după aia materială a neamului. Dacă tu te duci să mă minți acolo și tu juri, de fapt, în capul tău numai pentru propășire și nici pentru propășirea materială a neamului, ci a neamului personală. Tău, probabil, da? A neamului tău personal. Sau a neamului prost. Sau a neamului prost, exact, mai bine zis, nuanțat așa. Atunci... Eu aș mai adăuga la strigătul ăsta foarte puternic, care s-a ițit așa din mii, zeci de mii de piepturi spontan și dintr-o dată. N-aș vorbi de ecologism, ci aș vorbi mai degrabă de o înțelegere profundă a viului, care s-ar putea traduce mai degrabă în șamanism decât în ecologism. Faptul că Roșia Montană se află chiar și geografic în inima României, că și tot arealul Munților Făgăraș, toată zona aia transilvană de acolo este o inimă efectivă a României, faptul că patru munți de acolo sunt atentați prin a fi cianurați și a dispărea forța asta vitală, noi avem o înțelegere a energeticului, la fel de veche, dacă nu chiar mai veche, și te felicit pentru că am asistat la o conferință pe care am făcut-o împreună, dar pe care ai deschis-o foarte tu. Bine. Extraordinar. Și într-unul din slide-urile din videoproiecția... Și spune totuși. Da, conferința Moștenirea Spirituală a României, simbolistica ezoterică a culturii de la Cucuteni. Foarte frumos. Și acolo, într-unul dintre slide-urile pe care tu le-ai oferit foarte frumos la conferință, se afla un vas cu simbolistica Taijiului, a Inului și a Yangului. Noi avem și la Șinca Veche, sunt foarte multe... Da. Era chiar mult mai interesantă decât, iartă-mă că te întreb, decât Inul și Yangul pe care noi îl știm în mod tradițional pentru că acolo era așezat, era o continuare dintr-o spirală, da, și așezat exact în același timp între cercuri concentrice. Ce demonstrează asta? Demonstrează faptul că noi avem o cunoaștere lăuntrică asupra energeticii și a legăturii dintre informație, energie și materie încă din totdeauna, ca să spun așa. Și atunci când românul a înțeles că acest ci de viață, această energie vitală care pleacă întotdeauna din vârf de munte și curge cu apele și cu râurile, nu? Faptul că tu cianurezi nu numai sursa energetică a muntelui, pentru că vedem și noi cum arată ceea ce s-a exploatat până acum la Roșia Montană, este ca un crată. Da. Este ca Las Vegas. Este un imens deșert mort. Da? E, în momentul în care noi distrugem sursa vitală, care e muntele, în momentul în care noi otrăvim transportorul ăsta extraordinar al informației, care este apa. Noi suntem 80% apă. Noi dacă intrăm în contact cu informația unor ape viciate, evident e ca un măr stricat pus lângă alte mere sănătoase care le va îmbolnăvi în timp și pe celelalte. Și atunci strigătul ăsta de disperare nu este nici ecoanarhist, cum ar spune niște securiști, nu este nici naiv sau primitiv, așa că uite, domne, s-au trăit ăștia în 2013 de dragoste de Dumnezeu, ce prost. Noi trebuie să evoluăm, să progresăm. Noi trebuie să evoluăm, nu? Tehnologic, da. Ca omul să fie așa într-un confort și într-o dispoziție din asta de mare zeu. Nu. Românului, că asta mi-a plăcut ce spunea Doru și foarte interesant, nu-i foarte pasă de condiția lui materială, el dacă rămâne neapărat autentic român, nu dacă se romanizează sau dacă se înstrăinează, ci pur și simplu dacă rămâne așa cum l-a lăsat Dumnezeu și neamul său pe pământul ăsta, el nu pune mare preț pe condiția materială. De asta și ortodoxia la noi a fost absorbită mult mai rapid decât doctrina catolică, deși într-un mod paradoxal noi fiind latini. Adică noi fiind latini, teoretic ar fi trebuit să vibrăm și să înțelegem mai bine construcția occidentală, care este, are la bază Marele Imperiu Roman, latin. Noi suntem latini, dar am vibrat mult mai mult în zona ortodoxă. De ce?
Pentru că noi încă de pe timpul dacilor nu puneam mare preț pe avuții. De-aia ne ardeam singur holdele când ne invadau tot felul de străini. De-aia ne otrăveam singur fântânile. Erau și singurele tactici. De-aia părăseam cu atâta ușurință locul unde ne așezam și ne retrăgeam în vârf de munte, unde prin păduri, până astea, ne duceam viața mai departe. Cimbrișorul crește spontan pe coline, ogoare, în poiene cu sol uscat, în luminișuri de pădure și pe stâncile montane și înflorește din luna mai până în septembrie. Influențele benefice ale acestei plante sunt atât asupra trupului cât și asupra minții. Trupului îi dă forță, inimii îi dă curaj, sufletului dăruiește măreție, noblețe și înfrânare, iar mintea devine mai vigilentă și mai trează. În scop medicinal se folosește planta întreagă, fără rădăcină. Datorită uleiului eteric pe care îl conține, cimbrișorul are efect curativ în laringite, traheite, gripă, bronșite, infecții respiratorii și tuse convulsivă, tuberculoză. Stimulează funcțiile hepatice și pofta de mâncare la anemici și are rol în dischinezie biliară, enterocolite, dureri de stomac, crampe abdominale, constipație, meteorism intestinal, hemoragii interne, reumatism, artrite, nevroză astenică, stări de oboseală, depresie psihică, migrene, apatie. Cimbrișorul are calitatea de a întări sistemul imunitar și de a pregăti organismul pentru sezonul rece, făcându-l mai rezistent. Cimbrișorul se administrează sub formă de ceai, tinctură, pulbere, sirop, ulei, atât în afecțiuni interne cât și externe. Infuzia se face turnând o cană de apă clocotită peste o lingurință de plantă uscată și mărunțită. Vasul se acoperă, se lasă câteva minute la infuzat, apoi se strecoară și se bea cald. Este important să nu fierbeți planta. Pulberea se obține prin măcinarea cu râșnița electrică de cafea a părților aeriene ale plantei uscate și mărunțite. Se macină atâta plantă cât se consumă într-o săptămână, deoarece uleiurile volatile din compoziție se evaporă foarte rapid. Pulberea se păstrează la rece, în borcane închise ermetic. La nevoie se ia câte o jumătate de linguriță de pulbere, de 3-4 ori pe zi. Persoanele care suferă de ulcer gastric, e bine să se adreseze unui specialist înainte de a utiliza cimbrișorul. Frecvența, puterea vibrației personale, de Penny Pierce, publicată la editura Adevăr Divin, reprezintă, așa cum sugerează și titlul, o relevare a conceptului de frecvență de baza omului, care este responsabilă cu intensificarea stării de bine a celui ce dorește să se întoarcă acasă, în propria inimă. Ridicarea frecvenței poate avea drept efect amplificarea lucidității, cea care îi face pe oameni să devină mai conștienți de ei înșiși, mai sensibili, mai vizionari, mai empatici și mai plini de iubire. Autoarea apreciază că cea mai mare provocare a anilor care vor urma va fi lucru cu această sensibilitate, coroborată cu menținerea vibrației personale cât mai focalizată, care decurge din învățarea folosirii principiilor energetice, ce îi poate ajuta pe oameni să trăiască o viață plină de succes în vremurile de cumpănă ale istoriei imediate. Cartea conține capitole cu titluri incitante, precum găsirea frecvenței de bază, transformarea noastră, similară cu renașterea din cenușa păsării Phoenix, viața trăită printre frecvențe, devină conștient de tiparele tale senzoriale, eliberează-te de frecvențele negative, gestionarea rezonanțelor relaționale și multe altele. În concluziile cărții, Penny Pierce afirmă: experiența cea mai reală dintre toate este viața simplă, căci toate ființele o trăiesc. Ea nu are nimic de a face cu caleidoscopul trăirilor și cu visele care apar și dispar. Viața reală este fundamentul oricărui moment și fiecare secvență a filmului te poate conduce la ea. Percepe zâmbetul ei discret, percepe strălucirea subtilă și liniștită. Identifică-te cu cunoașterea ei, cu iubirea ei nelimitată și omniprezentă. Nu trebuie să o posezi, ci doar să o lași să existe liber. Ne apropiem de finalul ediției de astăzi. Săptămâna viitoare veți viziona partea a doua a interviului cu Oreste Teodorescu și Doru Bem. Ați afla mai multe despre proprietățile curative ale cimbrișorului, iar pentru lectură și dezvoltare interioară v-am recomandat cartea Frecvența, puterea vibrației personale. Ne revedem săptămâna viitoare, sâmbătă, la Antena 1 Iași. Până data viitoare vă doresc gânduri senine!